Bun găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Virozele respiratorii, simptome, tratament, prevenire. Când sunt recomandate investigațiile genetice în perioada sarcinii și ce pot scoate la iveală? Remedii naturiste pentru herpes, calitățile curative ale merișorului și o mască împotriva pistruilor. Strănut, tuse, febră, stare de oboseală, dureri de cap. Sunt simptome specifice virozelor respiratorii care se fac simțite în special în sezonul rece. Peste 200 de viruși provoacă aceste afecțiuni, unele în forme ușoare, altele în forme grave. În medie, adulții se îmbolnăvesc de 2 până la 5 ori pe an, iar copiii de vârstă preșcolară de la 4 până la 8 ori pe an. Medicul Mihail Aratcu ne spune care sunt simptomele virozelor, când este necesară prezentarea la cabinetul medical, în ce constă tratamentul și, nu în ultimul rând, care sunt măsurile de prevenire. Infecția acută de tract respirator este cea mai frecventă infecție din patologia umană. Afectează toate grupele de vârstă, în special copiii mici și bătrânii. Din punct de vedere morfologic, este o afecțiune inflamatorie de etiologie infecțioasă. Deci este cauzată de infecții acute date de virusuri, bacterii sau germeni atipici care pot fi clamidii sau micoplasme. Copiii pot avea de la 4, 6 până la 8 episoade de îmbolnăvire pe an. Cu trecerea timpului, frecvența îmbolnăvirilor scade, în cazul adulților ajungând până la 5 viroze pe an. Acestea redevin mai dese în cazul bătrânilor, în special atunci când au boli cronice, tare multiple, imunitate scăzută. În ceea ce privește cauza acestor infecții acute de tract respirator, aceasta este greu de identificat. Cauza este greu de stabilit pe criterii microbiologice. Este greu să izolăm germenele ca atare și cel mai frecvent putem să punem diagnosticul pe probabilități epidemiologice, statistice, da? Deci bănuim cam ce tip de germen este pe aceste criterii, nu pe criterii de laborator microbiologice și pe baza simptomatologiei. Viroza respiratorie poate debuta cu simptome banale, lăcrimare, strănut, durere în gât. Atâta timp cât starea generală a pacientului, mai mic sau mai mare, nu este alterată și apar aceste semne necaracteristice, probabilitatea cea mai mare este ca afecțiunea să fie virală. Când tabloul clinic al pacientului se alterează și apar modificări ale stării generale, cu o febră care se menține la valori mari timp de mai multe zile, atunci etiologia este probabil bacteriană. Dar cea mai mare frecvență a bolilor respiratorii ca etiologie este dată de virusuri, în jur de 80-90% din afecțiuni. O afecțiune virală poate fi complicată însă de una bacteriană, iar simptomele se agravează. Pentru că este bine de știut că o afecțiune virală deschide larg poarta pentru afecțiunile bacteriene. Și un organism mai sensibil, care se apără mai prost, care este tarat, poate să dezvolte ulterior o suprainfecție bacteriană cu o complicație locală sau generală. O complicație locală legată de sfera ORL, sinuzite, rinite, laringite sau afecțiuni generale care pot degenera în pneumonie cu tablou septic, cu afectarea generală a organismului. În sezonul virozelor, o atenție specială trebuie îndreptată către copii și bătrâni. Copiii cei mai mici fac forme grave de viroze respiratorii. Arborele lor bronșic și pulmonar nu este bine diferențiat și fac mai frecvent maladii respiratorii complicate cu bronhospasm. Starea copilului se poate degrada brusc, ar putea avea nevoie de oxigenoterapie și este bine ca părinții să fie sensibilizați și să se adreseze din vreme unui serviciu de pediatrie în vederea evaluării copilului, lucru care este foarte important la copiii, se pot degrada foarte repede.
Și de asemenea, pacienții în vârstă pot face fenomene de agravare după boli virale respiratorii. În cazul copilului mic, părinții trebuie să-l hidrateze și să-i scadă febra. Temperatura corpului poate fi scăzută cu împachetări cu comprese umede sau cu băi. Nu baie rece, ci o baie cu, în care apa să fie cu 2-3 grade ca temperatură mai scăzută decât temperatura copilului, pentru că dacă temperatura apei este foarte mică, copilul poate face frison și atunci este mai grav pentru copil. Fricțiile cu alcool sanitar sau cu oțet au un efect bun, cu o condiție. Alcoolul și oțetul trebuie diluate cu apă. Jumătate alcool sanitar sau oțet, jumătate apă. Puse într-un pahar, se diluează și apoi se aplică pe tegumentul copilului. Se poate face un masaj ușor pe tegumente, pe extremități, pe mâini, pe picioare, pe piept, pe frunte. Se poate aplica și o compresă rece pentru scăderea febrei. La fel de important, părinții trebuie să știe ce medicamente îi pot administra copilului. Nu trebuie să folosim aspirina la copii decât după o anumită vârstă, când copilul crește. Există riscul de apariția unor fenomene imunologice, sindrom Rei, deci este de evitat aspirina la copii. Deci la copil se folosește numai paracetamolul. La adult se poate folosi un antiinflamator. Deci folosim medicamente care se adresează simptomelor. În toate cazurile, după primele măsuri de scădere a febrei și hidratare, copilul trebuie dus la cel mai apropiat serviciu medical. În cazul adulților, în mod normal, în 3-4 zile, febra trebuie să scadă până la dispariție. Pentru ameliorarea simptomelor specifice, pot fi luate câteva măsuri chiar de la debutul îmbolnăvirii. Calmarea durerii de gât cu un dezinfectant local, banal, care nu poate să facă rău. Picături pentru nas, pentru dezobstruare. Poate fi folosit banalul ser fiziologic, care are rol de lavaj și pentru copilul mic și pentru adult. Antitermicele și antiinflamatoarele pot fi folosite la persoanele care știu că nu sunt alergice și atunci își pot singure administra. Dacă în 2-3 zile simptomatologia nu se ameliorează, atunci este bine ca suferindul să se adreseze medicului. Sau, dacă simptomele sunt grave de la început, cefalee care nu se ameliorează, sensibilitate la lumină, la zgomote, indică boli mai grave, meningită, encefalită, și atunci adresabilitatea este de la început către medic. Nu avem timp să așteptăm. Deci dacă apar febră foarte mare, foarte înaltă, atunci ne adresăm direct medicului. Medicul este acela care decide dacă este necesară administrarea antibioticului sau nu. Folosirea antibioticului se face numai la indicația medicului, niciodată fără indicația unui medic. Antibioticele pot da și fenomene alergice. Deci e bine de știut că orice antibiotic trebuie folosit numai la recomandarea medicului, în funcție de semnele și simptomele pe care le are pacientul, în funcție de probabilitatea circulației unui anumit germen bacterian într-o anumită perioadă de timp a anului. Și este bine de știut că folosirea fără discernământ a antibioticelor duce la creșterea fenomenelor de rezistență. Ulterior, când un pacient poate să aibă nevoie de un antibiotic într-o afecțiune infecțioasă mai gravă, poate să nu mai răspundă la antibiotice, la antibioterapie. Pe principiul faza bună trece primejdiarea, este bine să ne luăm măsuri pentru a preveni virozele respiratorii. De la clasicele recomandări privind evitarea aglomerațiilor, folosirea șervețelului sau batistei atunci când strănutați, spălarea pe mâini, până la imunizarea organismului înainte de intrarea în sezonul rece, prin vaccinare sau prin metode naturale. Este recomandată o alimentație bogată în fructe și legume pentru un aport optim de vitamine. De asemenea, copiii au nevoie și de un aport proteic bun, da? Consumul unei proteine de calitate și pentru bătrâni și pentru copii este foarte important. Deci respectarea unei igiene alimentare este de asemenea importantă.
pot fi folosite metode care ajută la creșterea imunității naturale a organismului. Copiii au nevoie să stea la soare, în aer liber, curat. Trebuie folosită aerisirea corectă a locuințelor și a spațiilor publice, da? Dat fiind faptul că maladiile respiratorii se transmit pe cale respiratorie. Da? Sunt picături, fluge care transmit germenii respectivi.